Munca și cumpătarea. Acestea sunt secretele celor 101 ani trăiți de giurgiuveanca Floarea Buduru. O femeie care, la această impresionantă vârstă, are propria gospodărie, crește păsări de curte, vara își sapă singură grădina, locuiește și se întreține singură. S-a născut pe 10 ianuarie 1914 la Putineiu. Are 3 copii în viață, mulți nepoți și strănepoți, însă soțul i-a murit cu mulți ani în urmă. Joi, alături de una din fiicele sale, Floarea Buduru a primit vizita primarului municipiului, care a ținut să o felicite personal. Să vă ofer un buchet de flori. Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă Doamne ajută. Extraordinar de lucidă pentru venerabila vârstă pe care o împlinește, Floarea Buduru a adepănat amintiri din impresionanta ei viață, din care a rămas în memorie o rugăciune specială. Sfinte, haralambii părinte, ne-am fierbântat la minte sfintele tale cuvinte, care le-ai vărsat odată, viindu-și cerească plată. Pentru patima răbdată prin cererea minunată de la Domnul dându-ți-se și făgăduindu-ți-se. Ai cerut mai înainte să-ți rămână cele sfinte spre folosință fierbinte moaștele tale, părinte. Ai fi mult folositoare, la vite ajutătoare, de câmpuri roditoare, de ciuma apărătoare, mare mucenice sfinte, haralambie, părinte, roade sfinte cu glas tare, pe Domnul pentru scăpare, roagă-te să se oprească, să nu ne mai pedepsească, boala care gura cască, de greșel să ne ferească. Amin. Evident, pentru că era vorba despre o aniversare, nu au lipsit tortul, șampania și tradiționalul mulți ani trăiască. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani. Să trăiți la mulți ani, să trăiți. Oaspeții au fost apoi tratați cu cozonaci făcuți chiar de sărbătorită, care era cam supărată că bunătățile nu i-au ieșit așa cum și-ar fi dorit. Am apucat seara cu ei că dăia mărș, că seara nu mai văd deloc. Uitam în cuptor, vedeam că e bine. M-am uitat a doua oară, arș. Nu era arș. Da. Bine, primii a scos, pe ultimii a fost, s-a încins da, cuptorul mai tare. Ne place nou. Nu se înviți în șara, nu vreți? De Crăciun, de Paște, la fiecare dat la aia unul, la aștia unul. Să rugăm pe băieți să desfacă. De împărțeală, făceam cornișoare de 2-3 tăvi. Scurta vizită s-a încheiat cu câte un pahar de șampanie și cu noi urări de bine pentru sărbătorită. Mulțumim pentru primire. Stai puțin, stai. O viață liniștită în continuare. Cât o vrea Dumnezeu. Eu sunt fata lui mama și tot acela. Cât o vrea el să faci ce-i face, cât ți-a scris mâine.